Mircea Rednic a obținut prima victorie la Astra cu largul concurs al Pandurilor. Trupa lui Grigoraș, care remizase etapa trecută cu Steaua, s-a întrecut în gafe la Ploiești. Astra i-a dominat copios pe Panduri și a câștigat lejer cu 2-0. Pe teren a fost o singură echipă, Astra Ploiești. Noi am fost o umbră palidă a Pandurilor. Rar mi-a fost să văd, mai ales în partea a doua partidei, o echipă atât de slabă, de inexistentă, fără să pună absolut niciun fel de problemă adversarului. Grigoraș nu s-a ferit să pună degetul pe rană și să-și critique jucătorii în urma celui mai slab meci din acest sezon. Ceea ce am văzut astăzi, din păcate, este pentru prima oară când mi-a fost rușine că sunt antrenorul Pandurilor, datorită evoluției și atitudinii pe care au avut-o pe teren. Deci a fost o rușine. Pandurii rămân cu un singur succes în 2012, 2-0 pe terenul ultimei clasate Mioveni. Grigoraș și compania pierd teren față de urmăritoare, dar rămân momentan pe locul 8.